Nicht Deutsche Arbeit, adică nu muncă germană, muncă românească, de adevărat, să trag tot, să mătur, ca în România, frate, unul la unul. Și fără glumă, fără glumă. Noi așa suntem românii, frate. Concert. Mă gândesc pui de anul ăsta. Deși a venit cineva aici să vadă niște copaci și să vadă cum se prezintă partea gurtălu grădinii, așa se numește pe germană, curiaua verde a grădinii, care înconjoară grădina, și a spus, o, slăbuți cu păsările, dar erau afară minus 5 grade. La 5, minus 5 grade nu e nicio pasăre, normal. Dar acum, la 10 grade, cam așa se prezintă grădina. Am curățat toată partea asta, partea din spate, tot așa am întors pământul, l-am mărunțit, acum aștept o ploaie, două, să mai lase, să văd ce a rămas din buruiană, ca să o scot. Da, în partea asta la fel. Astăzi ne vom ocupa de partea din față, în spate, vom muta niște flori. Și vreau să dăm un foc, vreau să dăm un foc, vreau să măturăm terasa, vreau să ne apucăm încet încet de primăvară. Cum avem timp, ne-am luat liber pentru treaba asta, pregătim terasa în așa fel încât când vine primăvara ne ocupăm de plantat. Sunt niște pași aici la grădină care dacă îi sari sau nu îi faci la timp, e grav, e grav, grav. Asta am învățat în ultimii ani de grădinărit. Ori am sărit peste un pas. De exemplu, anul trecut, în toamnă, am sărit pentru pregătirea grădinii pentru iarnă. Asta a mia oară, să zic așa. Și ăsta este un pas la fel de important ca pasul de primăvară. Strângi tot de pe terasă, bași tot înăuntru, în casă, strângi, arunci, nu știu. Sunt niște, în afară de faptul că oprim apa și deschidem robineții. Pasul ăsta l-am sărit din cauza că nu am avut timp. Sau a fost prea rece. De asta arată înăuntru cum arată. Bun, puțin am strâns, că arăta mai dezastros. Frigiderul l-am curățat. Sunt niște pași, frate. Sunt niște pași care trebuie făcut dacă vrei să ai aici curățenie standard și să nu se adune. Nici nu știu de ce să mă apuc prima oară. Dacă avem timp, de câteva zile stau astea aici. Sunt niște castane și vreau să le fac în tigaie pe sobă. Pentru asta trebuie să tăiem și lemn. Și am și un cadou în vlogul de azi, primit de la Uica Remo, care vreau să-l împărtășesc cu voi. Remo, vă pun Instagramul lui aici. Remo aka Panzer, B-boy de nota 100. Unul dintre pionierii breakdance-ului din România, aș putea spune. A, și ce mai ne-a venit, frate? Cotul ăsta de 90 de grade pentru sobă. Trebuie să vedem dacă se potrivește cu capeții noștri. Am cumpărat numai unul, mie îmi trebuie două. O să vedem. Perfect. Super. Stați puțin și nu mânați. Avem aici alpacic, usturoi, care vor fi puse la weekend. Deci, frate, aici e scump de tot, și arpacicul și usturoiul. Iar așa ceva primind de la părinții mei din România este mai mult decât bogăție. Ambii mei părinți îmi trimit lucruri, ba unul, ba altul, de care mă bucur foarte mult. Borcane, chestii. România, consider eu, că are cele mai bune produse. Nu se compară cu plasticurile pe care le avem noi aici. Închid paranteza. Ultima dată am avut și o bere aici. Dar jamul știe că sunt cu minte, cu minte. Bă, ce fain e. Jamule, îmi place materialul. Se vede că ai îmbunătățit calitatea de
300%. Blană, frate. Blană de duck. Fain de tot. Îmi place. Armură. Da. Se simte foarte lejer. Și gluga, boa, ce-mi place că e mare așa. Vă puteți comanda la el pe Insta. Vă pup pe bunul. Vizionare plăcută. Munca în grădină, jamilor, este liniștitoare, dar la sfârșitul zilei este tot o muncă. Anul ăsta vrem să economisim cât mai mult cu grădina. Am văzut că am făcut niște investiții anul trecut. Am cumpărat aici niște bodenteca, niște plante care erau micuți, uite, cam așa. Și uite acum cât s-a făcut de mare, și asta, și aia, și asta. Dar am avut mai multe. Am mai avut două aici. Nu știu, pe acolo. Foarte mică una a rămas, foarte frumoasă, la culoare, uite-o, care acum aș dă drumul, vezi? Dar era mult mai mare. Aici, una, tot așa de mare, a rezistat acum peste iarnă. Astea s-au ofilit la un moment dat, după aia iar și-au dat drumul, la fel și celelalte. În fine, ce vreau să spun eu, că la 3 euro planta, 3-4 euro în unele cazuri, nu se mai merită să cumperi ceva din comerț. Pentru că în afară de gaz, curent și toate alea, vom încerca cât mai mult anul acesta să refolosim sau să mulțim ce avem noi deja. Am și foarte multe semințe de anul trecut. Vreau să fac schimb și cu ceilalți vecini de grădină, de una sau alte flori. Astăzi încă aștept răspuns de la Virgil să-mi iau iazalee, cred că îi spune. Bă, îmi place foarte mult. Nu el. Am crezut că el să vină să-mi arate care parte să-mi o scot. Iazalee, cred că îi spune, corectați-mă dacă greșesc numele. Frate, roz, arată foarte fain. În fine, vrem să o punem acolo în față, tot azi. Am avut aici două plante care se numesc, vezi, postproducția mă ajută. Fii atent, ce mari sunt. Au și râme și chestii, tot ce trebuie. Și astea le vom muta. Am avut 3. Două s-au dezvoltat foarte bine, a treia arată cam ciudat. Una, două, asta e mai mare. Asta ar fi a treia, care e cam ucegăită. Una va veni aici, una acolo. Să mă gândesc una, poate chiar aici în colț. Să nu arate așa de gol, una aici, una acolo, acolo mai am chestii. După ce voi termina, arată deja foarte bine, îl voi grebla, voi mătura odată bordura, vom mătura și terasa azi, iar după aia la fiecare plantă voi veni cu pământ de compost. O să bucure foarte tare, o să le arunc pur și simplu peste ele câte o mână de pământ din ăla de compost, care la următoarea ploaie, care este prezisă vineri, va intra la rădăcină și neam, 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 neam. E ca o pizza pentru plante. Ceva de genul ăsta. Ei nu se supără. Chiar se bucură. Pizza! Deja acum aud cum aplaudă. Haideți să vă arăt cum vreau să ajung și eu la 94 de ani. N-are nicio treabă, fii atent cum se mișcă Rudy. A plecat, bagă, conduce, frate, conduce mașina. Vine cu ea până aici, pleacă acasă, în fiecare zi la grădină și lucra. Să nu credeți că sacul ăla e ușor. Îl bag acum în mașină, se duce cu el la compost. Banzi. Bun, hai să furăm de la jam o iazalee.
Sper să vi-l arăt cât mai mult pe omul ăsta. Bun. Uite, aici ai. Asta din dreapta vreau să o iau. E de muncă, trebuie să o scot fără să o rănesc. Voie de ambele mâini. Dankeschön, Virgil. Mă gândesc că vreți să vedeți opera finală. Cam așa arată. Azale, cred că îi spune. Dacă și înflorește anul ăsta, anul trecut nu a înflorit. O să vedeți de ce mi-am dorit-o atât de mult. Trebuie să mă interesez pe internet când să taie, să-i tai cioturile astea mai de jos și va rămâne numai ăsta. Ăsta pe care îl vom însărmui. Îl vom sărmui cât de curând. Și ăsta și ăsta nou. Îi vom da o formă, ceva de genul ăsta încolo. Dar prima dată vreau să mă scap de cioturile astea, că nu văd să mai dea ceva. Și dacă dau, numai că dau ceva de jos, dar mai degrabă aș merge pe ăsta nou. Trebuie să vedem. Dar, da, așa arată. Piatra asta am mutat-o. Aici voi planta ceva. Și am greblat. Gata. Arată bine. Suntem cu grădina, să zic așa, gata de plantat. La weekend vom planta ceapa și arpacicu. Pardon, ce bău sunt. Arpacicu și usturoiul. Așa. Aici urmează să punem flori și mai vedem ce. În orice caz, tot crescut de noi, cu semințele noastre, pus de noi luna viitoare. Ne apucăm de treabă. Am cumpărat deja paharele, mai trebuie să cumpăr niște sămânți, niște pământ special pentru operațiunea asta. Măturăm terasa asta, facem Nebenbei, se numește în Germania. Nebenbei, adică pe lângă. Pe lângă foc, dăm repede cu mătura, cât să fie, cât de cât curat. Fac picobello, deutsche, nicht deutsche Arbeit, adică nu muncă germană, muncă românească, de adevărat, să trag tot, să mătur, ca în România, frate, unul la unul. Noi așa suntem românii, frate, când facem o treabă, o facem. Rumanski, immer gut. Și am să dăm drumul la foc, frate, că mi-e foame deja.
sare. Și nu știu dacă mai e bun uleiul ăsta de măsline, dar mă gândesc că ce să aibă. Arată cumva ciudat, dar... Ah, ce poți să pățești? Oregano? Merge oare? Hai să punem... Nu, stai că dacă avem un cartof dulce, nu merge oregano. Următoarea bauștele este aici. Că poate tot săptămâna asta reușesc să fac curat, dezumflată salteaua. Avem aici... Ia că te cine a venit. Hai. Ce? Se le foc la 15 grade. Păi să gătesc, da. Când trebuie focul la 15 grade. Cum vrei să gătești, frate? Ce-a rămas de la mine. Eu fac castane și un cartof care îl bag în folie și îl pun deasupra, nu îl bag în jar. Ce barbule și orez nu vrei? Ba, o să gust. Rămas și l-am mâncat eu. După o zi de muncă, cel mai tare e un espresso. Și sunetul unei drujbe la vecin. Dar nu mă deranjează, vă spun sincer. Mă simt prea bine la foc. Da, aș face treaba bine, frate. Sunt mulțumit. Cartoful e gata. Și astea, uite, s-au desfăcut. Am pus de vreo 2-3 ori apă. Eu zic că-s cam gata. Și astăzi l-am testat și cu vecinii aici. A scos fum, dar... Nu cred că a deranjat pe nimeni. Și acum scoate fum, dar se duce în sus. Avem aici cobaiul la test. Merge. Merge? Poți mai stai, da? Pot să le mai pun, dar după aia mi-e frică că pierd. Știi că limita aia între moale și super tare e foarte mică. Și nu vreau să risc, având în vedere că încă scalde, ele încă se mai fac. Din inerție. Curios. Dacă s-a făcut bine. Da, e moale. E ce trebuie, nu? Da, deja. Și un cartof așa de mare, deasupra. Prima dată am vrut să-l bag în jar, dar am zis că după aia... Moale. N-am control cum ar veni acolo înăuntru. Vreau să-l iei de mult jos. Jamilor? Frige, dar... E ce trebuie. Poftă bună. Și ne auzim data viitoare. V-am pupat pe portofel. Ce-a pus? Hap! Yeah.